Cadar de mărțișor, Opera Națională Română din Iași, oferă publicului iubitor de artă o nouă premieră, Carmina Burana. Celebra operă a lui Carl Orff va fi pusă în scenă în regia lui Ioan Tugearu și va debuta printr-o îmbinare între baletul, corul, orchestra și soliștii Operei Naționale Române din Iași. În regia și coreografia lui Ioan Tugearu, premiera spectacolului Carmina Burana va avea loc miercuri 1 martie de la ora 18:30 la Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. O nouă reprezentație a acestui spectacol se va juca în același loc și de la aceeași oră, sâmbătă 11 martie. Vor fi două personaje noi pe scenă, noi în sensul vor fi două debuturi. Sunt doi angajați din cor, este vorba de soprana Manuela Ipate și tenorul Petru Pavel, pe care am promis că am să-i promovez datorită calităților vocale și actoricești pe care le au. Trebuie să veniți să vedeți spectacolul, este o montare deosebită a maestrului Tugearu. Deși este un spectacol ce a epuizat toate biletele în câteva ore, Opera Națională Română anunță că până la finalul stagiunii această reprezentație se va juca în fiecare lună. După cum observați, acum se montează decorul pentru premiera Carmina Burana. Știam că este un titlu dorit în repertoriul operei eșene, însă nu ne așteptam să se epuizeze toate biletele pentru ambele spectacole în doar câteva ore. Au fost puse în vânzare la ora 10 și începând de la ora 9, coada era până aproape de Mitropolie. Lucrul acesta ne-a bucurat enorm și credem că se va juca multă vreme de acum înainte cu casa închisă. Celebra operă a lui Carl Orff, a cărei premieră a avut loc în anul 1937, a fost interpretată și la București în noiembrie 2016 de către dansatorii trupei Ballet Flamenco de Madrid și în septembrie același an interpretată de Orchestra Națională Radio din București.